Aproape 1 milion de angajați din construcții, agricultură și industrie alimentară vor primi de mâine salarii brute mai mari, dar oamenii nu vor vedea în mână niciun leu în plus. Majorarea a fost acordată doar pentru a acoperi contribuțiile pe care aceste categorii, până acum scutite de anumite taxe, vor fi obligate să le achite statului. Afectați vor fi însă angajații cu salarii peste nivelul celui minim, care vor avea venituri mai mici cu 10% dacă nu le majorează angajatorii. Salariul minim net al angajaților din construcții, agricultură și industrie alimentară ar fi putut scădea. Nu sunt de acord cu acest lucru. Niciun salariu minim net nu trebuie să scadă. Este promisiunea premierului după ce guvernul a decis ca angajații din construcții, agricultură și industrie alimentară să nu mai fie scutiți de plata contribuției la sănătate. Majorarea salariului minim în aceste domenii va acoperi exact contribuția pe care o vor plăti de acum înainte la stat. Întrebarea este ce se va întâmpla cu angajații care câștigă peste salariul minim. Am 6 angajați. Normal, pentru fiecare din angajat înseamnă o diferență de câteva sute de lei la bugetul fiecăruia. În agricultură, salariul mediu net în luna august a fost de 4.331 de lei. După introducerea contribuțiilor, salariul ar urma să scadă cu 550 de lei. În construcții, salariul mediu net este de 4.725 de lei. De la 1 noiembrie, acesta ar urma să scadă cu 600 de lei. Probabil că acolo va fi o sinucidere a firmei. Angajatul n-ar avea niciun motiv să rămână undeva unde îi scade salariul. El își va căuta de lucru în altă parte. Cel mai probabil, companiile vor încerca să păstreze intacte salariile angajaților pentru a nu-i pierde, însă costurile în plus pentru angajator se vor regăsi în prețul plătit de clienți, iar unul dintre cei mai mari, în special în construcții, este chiar statul. Or să fie niște creșteri per total de vis de 3-4%, dar ele vor fi și, prin urmare, și investițiile pe care statul urmează să le plătească vor fi puțin mai scumpe. Avem probabil cea mai mare taxare pe forța de muncă posibilă. Privații români plătesc pe forța de muncă în jur de 24 de miliarde de euro pe an. Taxe pe muncă, nimic altceva. Eu zic că e destul. Estimările arată că statul va câștiga 321 de milioane de lei până la finalul anului, în urma eliminării scutirilor de taxe. Pentru 2024, suma proiectată este de aproape 4 miliarde.